Au plecat într-o expediție în munții din Georgia și au dispărut. Doi alpiniști din Moldova, tată și fiu, sunt căutați deja de 5 zile de către salvatorii georgieni. Conform informației, cei doi au plecat într-o expediție pe muntele Ushba, iar ultimul mesaj pe care l-au expediat a fost în data de 28 august. Aceștia au anunțat că sunt bine. Operațiunea de salvare a fost inițiată de către autoritățile georgiene în data de 3 septembrie și este în desfășurare până la moment. Accesul în ultima locație cunoscută a cetățenilor moldoveni este îngreunată de condițiile meteo nefavorabile, care nu au permis accesul salvatorilor cu elicopterul, fiind detașată o misiune terestră. Responsabilii de la Ambasada Republicii Moldova la Baku, cât și Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Batumi mențin legătura permanentă cu autoritățile locale și membrii familiei cetățenilor moldoveni.